Vasile Miruț a semnat astăzi un contract pe 2 ani și a fost prezentat oficial ca principal. Sper, cu revenirea la CFR, să facem din nou un sezon foarte bun, cum am făcut atunci când a fost antrenor. Pe mulți dintre jucători îi cunosc foarte bine. În ciuda articolelor apărute în presă, administratorul judiciar al CFR Cluj susține că situația financiară a echipei este sub control, iar salariile jucătorilor sunt plătite la zi. Există o stabilitate a jucătorilor, ne consultăm în permanență pentru a avea un lot bun din punct de vedere calitativ și mi se par deplasate informațiile care vin și spun toți jucătorii pleacă, toți au fost puși pe liber, vindem 3 jucători la preț de 1. Nu este nimic real. Mâine dimineață, jucătorii de la CFR Cluj în frunte cu noul lor antrenor vor pleca în Slovenia pentru un stagiu de pregătire.